Marea Moschee din Constanța, denumită de comunitatea musulmană Kral Kamisi sau Jamia Regelui, pentru faptul că a fost ridicată din inițiativa regelui Carol I. Bine ați venit la Moschea Carol. Poftiți, vă rog. Vă voi spune pe scurt povestea acestei moschei, deoarece este o moschee specială, este o moschee originală. Nu vom mai întâlni o moschee ca aceasta nici în Dobrogea, unde trăiesc majoritatea musulmanilor din România, și nici în altă parte a lumii. Deoarece, datorită ctitorului acestei moschei, datorită arhitectului acestei moschei, datorită stilurilor arhitecturale din interior, datorită elementelor din interior, datorită istoriei și așa mai departe, această moschee a fost construită la inițiativa regelui Carol I de Hohenzollern la începutul anilor 1900. Regele Carol avea o relație foarte bună, de respect reciproc, cu turci și tătari din Constanța. Aceștia au fost niște cetățeni model, au adus un plus valoare orașului Constanța, au fost loiali României, așa că regele Carol decide să construiască o moschee pentru aceștia. Pe locul unde ne aflăm acum, exista deja o moschee. O moschee veche, din anul 1822, de pe timpul Imperiului Otoman. Moschea se numea Moschea Sultan Mahmud. Dar era o moschee mică, era neîncăpătoare și era cam șubredă. Așa că în anul 1910, regele Carol spune: o vom dărâma pe aceasta veche și voi construi una nouă, mai mare și mai frumoasă pentru voi. Comunitatea a fost de acord, așa că la sfârșitul anului 1912 această moschee a fost gata de utilizare. Pe 31 mai 1913 a fost inaugurarea acestei moschei, unde a fost prezent, bineînțeles, și regele Carol, regina, ministrul culturii Tache Ionescu, reprezentanți de seamă ai intelectualității, reprezentanți ai sultanului de la Istanbul și așa mai departe. A doua zi după inaugurare, regele Carol a venit în această moschee singur pentru a se reculege. Regele Carol a stat în jur de 4 ore, era bătrân, făcuse multe în această postura lui de rege, și exact la un an după aceasta, regele a decedat. După cum spuneam, această moschee a fost gata de utilizare la sfârșitul lui 1912. Este una dintre primele clădiri din România unde s-a folosit fier, beton și cărămidă. În același timp se construiau silozurile din port și acolo a început să se folosească fier, beton și cărămidă. Este o moschee foarte rezistentă și vă voi arăta după și foarte multe elemente originale din interior. Să vorbim puțin despre arhitectul acestei moschei. Este specială și datorită acestui arhitect. Arhitectul Victor Ștefănescu este cunoscut și datorită operelor, datorită clădirilor pe care acestea le-a proiectat, atât în Constanța cât și în București. În Constanța, de exemplu, avem Muzeul de Arheologie din Piața Ovidiu. Lângă Muzeul de Arheologie avem Casa Damadian, unde este acum cafeneaua. Mai jos avem Muzeul de Sculptură, Muzeul Ion Jalea. În Mamaia, de exemplu, avem Cazinoul din Mamaia. Plus diferite case, diferite vile, da? Care unele nu mai sunt într-o stare chiar așa de bună, unele s-au dărâmat, dar acestea sunt operele acestui arhitect. Dar el este cunoscut datorită faptului că a proiectat această moschee și, de fapt, această moschee este prima clădire pe care arhitectul a proiectat-o în Constanța. Așa a început, dacă putem spune, dragostea lui pentru Constanța. Într-o moschee nu vom vedea poze sau nu vom vedea statui. Musulmanii îl consideră pe Dumnezeu absolut, acesta nu poate fi reprezentat prin poze sau prin statui. Este ceva mai mult decât imaginația umană își poate închipui. Aceste piese de mobilier care le vedem în față, da? Acesta este asemănător anvonului, da? Acesta din stânga. Este un mobilier în stil egiptean. Este făcut din lemn de abanos și
Acesta se numește minber. Este important într-o moschee acest minber, deoarece vedeți că are niște scări și pe acele scări, care simbolizează scările către Dumnezeu, imamul moscheii urcă pe acele scări și de acolo ține predica. Exteriorul acestei moschei prezintă foarte multe elemente de stil neoromânesc. Probabil, dacă moscheea are un brâuleț care o înconjoară de la un capăt la altul, da? Brâulețul începe de aici și se termină tot în partea din față, da? În dreptul la ferestre se oprește, dar apoi continuă, da? Ei bine, acest brâuleț este brâulețul brâncovenesc, care întâlnim în România pe foarte multe clădiri istorice, conace boierești, chiar și biserici. Alte elemente de stil neoromânesc ale acestei moschei sunt fațadele. Sunt fațadele acestei moschei, sunt arcadele acestei moschei. Uitați-vă și partea de la intrare, da, a moscheii. Iar minaretul acestei moschei, în proiectarea acestui minaret, arhitectul Victor Ștefănescu s-a inspirat din cultura română și nu s-a inspirat din cultura musulmană. De exemplu, acest minaret seamănă foarte mult cu turnul unui castel. Uitați-vă, de exemplu, avem niște ferestre verticale, ceea ce nu vom întâlni în cultura musulmană. Dacă ne uităm cu atenție, da, la acest balcon, vom vedea că seamănă foarte mult cu foișorul românesc. Uitați-vă și la aceste modele, da? La aceste striații, da? Ne duce cu gândul la cetăți precum Sighișoara, Bran, ce mai avem? Cantacuzino, avem în București castelul Mogoșoaia, Cotroceni și așa mai departe, da? Este un stil eclectic. De fapt, aceasta este viziunea arhitectului Victor Ștefănescu, că așa ar trebui să arate o moschee. Este o moschee în care musulmanii vin să își facă rugăciunea de amiază în fiecare zi la ora 1. Este o moschee deschisă atât pentru turiști, cât și pentru credincioșii musulmani. Este o moschee care face parte din acest octogon confesional, dacă îi putem spune așa, din acest centru istoric al Constanței. Deoarece în acest octogon confesional avem două moschei, avem 5 biserici și avem un templu evresc. Adică toate cele trei religii abrahamice s-au unit în acest centru istoric și coexistă.